În ultimele zile, câteva instituții de presă mi-au atribuit fapte pe care nu le-am făcut. Mi-au pus etichete de natură să mă decredibilizeze ca om, ca magistrat, ca român. Mărturisesc că este prima dată în viață când mi se întâmplă așa ceva și este surprinzător și pentru un procuror foarte experimentat cu o carieră îndelungată. În acest context, doresc să fac următoarele precizări, care de fapt le-am mai făcut și altă dată. Nu sunt ofițer, subofițer, agent sau colaborator al fostei securități sau al vreunui serviciu de informații. Am făcut și eu armata ca orice bărbat la vremea lui. Și vă spun cu mândrie că sunt rezervist al Armatei Române la Arma Geniu. În perioada 1982-89 am îndeplinit funcția de procuror stagiar, cum este și în zilele noastre, respectiv procuror criminalist la Procuratura Locală Alba Iulia, fără a exercita nici o funcție de conducere. Am lucrat în cadrul legal, iar activitatea mea principală a fost investigarea acestor fapte, infracțiuni comise cu violență. Nu am instrumentat dosare penale vizând fapte împotriva regimului comunist. Episodul la care fac referire unele instituții de presă, respectiv calitatea de președinte al Comisiei de Propuneri pentru Liberare din cadrul penitenciarului Aiud, a fost prezentat în mod deformat și tendențios, cu ignorarea explicațiilor pe care le-am mai dat. Din acest motiv, sunt obligat să reiau precizarea conform căreia atribuția acestei comisii nu era aceea de a dispune punerea în libertate a unor condamnați. Fiindcă e simplu, procurorul nu e judecător și nici alți gardieni de la grefă, funcționarii grefei penitenciarului. Aceasta era, ca și acum, atributul exclusiv al instanței de judecată. Comisia avea doar rolul de a verifica îndeplinirea condițiilor, criteriilor tehnice, realizarea unei fracții minime obligatorii din pedeapsă, precum și inexistența rapoartelor de sancționare disciplinară. Important de precizat că legea aflată în vigoare la data respectivă avea aceleași prevederi pentru toate categoriile de condamnați. E important acest fapt. Instituția liberării condiționate este reglementată relativ similar și în prezent, cu mențiunea că acum verificările sunt efectuate de judecători. Aceste atacuri nefondate la adresa mea sunt în mod evident determinate de depunerea candidaturii pentru un al doilea mandat de procuror general. Atacurile mi-au dat însă prilejul de a reflecta asupra parcursului post-1989 al Ministerului Public. Rememorând dosarele importante soluționate de către instituție de-a lungul timpului, precum și analizele pozitive ale activității procurorilor în rapoartele Comisiei Europene, am ajuns la o concluzie pe care doresc să o exprim public. Imediat după Revoluție, justiția în general și procurorii în special au făcut pași rapizi spre modernizare instituțională și profesionalizare la cele mai înalte standarde impuse de o societate democratică. Șansa a făcut ca și pe noi să ne prindă la 30-33 de ani, generația mea, să ne prindă această schimbare care a fost benefică pentru adevărata noastră formare profesională în continuare. Practicile anterioare anului 1990, dintre care unele discutabile, bazate pe o etică deficitară impusă de legislația vremii, au fost abandonate chiar din primii ani ai democrației. Acest fapt este demonstrat în primul rând
de soluționarea dosarelor istorice, care au contribuit la aflarea adevărului referitor la regimul comunist și la Revoluția din decembrie 1989. Anul acesta marcăm 30 de ani de la prăbușirea comunismului în România și cred că este momentul unei delimitări explicite, categorice și neechivoce